Carnavalul a început pe străzile din centrul orașului cu marșul veseliei pentru ca elevii echipați în costumele naționale ale țărilor pe care le reprezentau să poată fi văzuți cum cântă și dansează. Gălăgioși la culme, copiii au reușit să reprezinte cât mai bine fiecare țară a Uniunii Europene. Luați la întrebări, elevii își învățaseră lecțiile. Știau capitala statului pentru care defilau obiceiurile anul în care a intrat în Uniunea Europeană. Croația are multe bunătățuri. Și îmi place foarte mult că poți te prin cu barca. Știu despre Croația, care e capitala Zagreb, și că în Croația există cel mai mic oraș numit Hum, iar în Croația se face un concurs de mis pentru capre. Sărbătoarea s-a mutat apoi în Piața Ovidiu, unde fiecare stat membru al Uniunii Europene și-a amenajat un stand cu produse alimentare specifice gătite de mămicile elevilor. Costumele noastre prezintă culorile Spaniei. Acestea reprezintă regalitatea și diversitatea lor. Buenos dias și bine ați venit la standul nostru. Standul nostru reprezintă Spania. Aceasta a aderat alături de sora sa Portugalia în Uniunea Europeană în 1986. Nu au lipsit nici momentele artistice ale minorităților etnice din Dobrogea. La final, elevii au realizat o hartă a Uniunii Europene tip puzzle prin alipirea 28 de forme din carton ale fiecărui stat membru. Printre sutele de spectatori care au admirat evenimentul, s-au numărat și mulți turiști străini veniți să viziteze Muzeul de Istorie Națională și Arheologie.